Din păcate, iarna nu se lasă dusă cu una, cu două. Andreea a revenit alături de mine și ne spune mai multe despre vremea de astăzi. Bun găsit, Andreea! Să știi că din această seară chiar ninsori abundente ne așteaptă. Asta. Și în capitală? În capitală nu chiar. Se va așterne și în capitală totuși ceva stradă de zăpadă, dar nu atât de însemnat ca în restul zonelor. Îți povestesc mai multe imediat. Nu scăpăm de precipitații nici astăzi, ba chiar din această seară o să vorbim despre ninsori mai extinse. O să ningă în sudul țării, dar și prin sud-est așteptăm ceva ninsori în această noapte. Până atunci, ziua de astăzi vine cu ploi, mai ales în jumătatea vestică a țării, dar o să plouă și prin zona litoralului, în zona Dobrogei și prin sudul Moldovei așteptăm ploi astăzi. Maximele zilei se încadrează între minus 1 grad în Suceava și cel mult 7-8 grade prin nordul Crișanei. Dar să vedem prognoza pentru fiecare zonă în parte. În Muntenia ne așteaptă o zi destul de închisă, cu temperaturi modeste, aș zice eu. 1 grad anunță meteorologii în Buzău, cel mult 2 grade în Brăila și Slobozia și 3 grade vor fi astăzi la Giurgiu. Precipitații pe parcursul zilei, acestea vor fi mixte, lapoviță și chiar ninsori, însă vor fi slabe acestea. În Oltenia, ziua de astăzi vine cu ceva precipitații sub formă de ploaie, mai ales prin vestul regiunii, în Drobeta, Turnu Severin, Craiova, pe acolo vor fi precipitațiile cam cele mai însemnate pe parcursul zilei. 3 grade vor fi la Râmnicu-Vâlcea, 2 grade așteptăm la Slatina și cel mult 4 grade la Drobeta, Turnu Severin. Aici va fi cam cel mai bine astăzi. Și în Banat vorbim de ploi pe parcursul zilei, nu sunt însă însemnate cantitativ. Temperaturile aici sunt ceva mai bune, 6 grade așteptăm la Timișoara și 7 grade în Reșița și Lugoj, anunță meteorologii la amiază. În Crișana va fi cel mai bine din punct de vedere termic astăzi, cam 7-8 grade anunță meteorologii la amiază la Oradea și 6 grade la Arad. Însă nici aici nu ne ocolesc ploile pentru că va ploua cam toată ziua în zona Crișanii. Și în Maramureș avem parte de o zi închisă, cer temporar noros, iar din această seară vin și aici ninsorile. Maximele de astăzi se încadrează între 6 grade în Sighetul Marmației, de asemenea 6 grade la Baia Mare și cam 7-8 grade la Satu Mare. În Transilvania vorbim de o zi destul de rece, acum dimineața mai ales sunt temperaturi destul de scăzute, cam minus 8 grade, minus 10 grade prin unele zone. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra între minus 1 grad în Miercurea Ciuc și cel mult 6-7 grade prin Alba Iulia și Cluj-Napoca. O să mai vorbim și aici de ninsori, mai ales în zonele montane și de asemenea vânt ceva mai puternic. Ajungem și în zona Moldovei, unde deocamdată astăzi nu sunt prognozate precipitații, poate doar prin sudul regiunii să mai cadă ceva lapoviță, dar și ploaie. La amiază, meteorologii anunță maxime ce se vor încadra între minus 1 grad în nordul regiunii și cel mult 2 grade la Galați. O vreme extrem de rece astăzi. Și în Dobrogea va fi o zi cu vreme închisă, cer noros toată ziua și precipitații. Aici vor fi destul de însemnate precipitațiile, o să vorbim despre ploi pe parcursul acestei zile. Cel mult 3 grade la Tulcea și Sulina și ceva mai bine la Constanța. 5 grade anunță meteorologii astăzi la amiază. În capitală, ziua de astăzi vine cu vreme rece, cel mult 2 grade la amiază. O să mai și fulguiască pe parcursul zilei, iar mâine o să vorbim la fel de o atmosferă extrem de închisă. Acestea au fost informațiile despre vreme. Revin puțin mai târziu.